Târgurile de animale sunt de domeniul trecutului. Dacă în anii trecuți carnea de miel putea fi cumpărată de la oameni din târguri sau chiar sate proaspătă, anul acesta, în preajma sărbătorilor pascale, carnea specifică acestei sărbători poate fi achiziționată doar din hipermarketuri la un preț foarte ridicat. Din păcate, o tradiție de a ne cumpăra mielul în viu, sacrificat în fața clientului, ne referim aici la spațiile autorizate temporar, sanitar, veterinar, nu a putut fi acordată această autorizație, fie ea și temporară, ca urmare a unei hotărâri comune cu autoritățile locale, în care s-a discutat această problemă. S-a ținut cont de legea 515/2010, care e transpusă în hotărârea de guvern 432/2021, unde este interzisă activitatea târgurilor. Deci, în continuare, putem spune că mielul îl cumpărăm din marketuri și hipermarketuri. Iar dacă ne referim la crescătorii de animale, la ciobanii care doresc să-și comercializeze carcasa sau mielul în viu, mielul în viu se poate comercializa numai către centre de colectare care vin, deci agenții economici ridică acești miei vii cu formular de mișcare și certificat sanitar veterinar cu mijloace de transport autorizat. Din păcate, la noi în județ nu avem aceste centre de colectare, dar la nivelul țării există și sunt numeroase cereri. Iar mielul pe care îl avem în curte, îl tăiem și îl consumăm în familie, evitând astfel să transmitem o boală care acum evoluează, din păcate, la oameni și să mâncăm o carne care este sănătoasă atâta timp cât e de la noi din curte. Iar dacă suspicionăm ceva, recomand oricând cetățeanului să sune medicul veterinar de liberă practică. Datele de contact ale medicilor veterinari de liberă practică, dar și ale instituției noastre, sunt pe site-ul de SVS Amehedinți. Iar pe noi ne puteți contacta la 0252-316-312. În acest an, sacrificarea mieilor este permisă doar în spațiile amenajate și autorizate temporar de către autoritățile locale sau fermieri în baza unei autorizații pentru funcționarea temporară de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, comparativ cu anii trecuți când fiecare mehedințean putea sacrifica ovinele chiar și în propria gospodărie. După ce guvernul a luat decizia de a închide târgurile, toată rânduiala de altădată s-a schimbat.